Accident mortal pe drumul național 6 în județul Mehedinți. Un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața după ce a efectuat o depășire ilegală riscantă. Accidentul s-a produs între două autotrenuri și o autoutilitară în zona viaductului Târziului. Martorii povestesc că șoferul autoutilitarei a intrat într-o depășire ilegală. Oboseala de conducere. Credeți că i-a dormit la volan sau? Nu știu la ce să dau o precizie direct. Un șofer de ce dat? Dumnezeu să-l arte. Ferească Dumnezeu să fie mai atent șoferii care conduc. Acela cu dubița mică a intrat în depășirea mea, eu am frânat. Și a făcut balan și a intrat frontal cu camionul. Și n-am mai ce să-i mai fac. Camionul a intrat în mine. El a intrat frontal cu camionul. Da, el a intrat frontal. Aici, exact aici, pe porțiunea asta m-a depășit. Eu am văzut că vine tirul, am frânat ca să-i fac loc, să se bage înapoi pe banda lui. Și a făcut balan și a intrat frontal. A depășit pe linie continuă. Da, aici, exact aici, în zona asta s-a întâmplat toată mascarea. Nu avea nicio șansă la cum a intrat, a avut viteză. Și el, dacă aveam undeva la 70 de km, el dacă m-a depășit avea mult mai mult. La viteza aia n-aveam nicio șansă să plec. Neatenția și gravă. Neatenția gravă, poate la un telefon, la ceva, nu pot să-mi dau seama că a fost o fracțiune de secundă. Era un om tânăr? Și de 33 de ani, 34 de ani. Înseamnă coloană, tirul din față regulamentar și dintr-o dată m-am văzut un nor de praf, fum, apă și dubă, cum o vedeți. A intrat în depășirea la tirul din fața lui și n-a mai regresat, s-a lovit de bordură și a ricoșat în tirul care mergea regulamentar. La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii. Șoferul de 25 de ani, originar din județul Hunedoara, care și-a pierdut viața, rămânsese încarcerat în mașină. Totodată, conducătorul unuia dintre tiruri din județul Bacău a fost transportat la spital în stare de conștiință, însă e grav rănit. De 19.07.2021, în jurul orelor 10:15, pe drumul național 6, sectorul cuprins între municipiul Orșova și municipiul Droia Drumul Severin, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane și rănirea gravă a alteia, în care au fost implicate două autotrenuri și o autoutilitară. În urma primelor verificări s-a stabilit faptul că șoferul autoutilitarei a efectuat manevra de depășire neregulamentară și a intrat în coliziune frontală cu unul dintre autotrenuri. În urma impactului, autoutilitarea a fost proiectată în autotrenul care era depășit. Garda 1 din cadrul detașamentului pompieri Orșova a fost alertată pentru a interveni la un accident rutier produs pe DN6, E70 în zona viaductului Târziului. Când am ajuns la locul intervenției, am constatat că 3 autocamioane erau implicate în accident. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a unuia dintre conducătorul auto și, din păcate, decesul altui conducător care a fost implicat în accidentul rutier. În acest caz, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Pe tot parcursul cercetărilor, traficul rutier de viaduct a fost blocat pe ambele sensuri pe mai bine de 15 km.